Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Se apropie anul nou. Păi zi așa. Sute de primari din această țară se pregătesc de sărbători. În sensul că se pregătesc de marea înfruptare din bugetele și așa firave ale localităților lor. Vă reamintesc că majoritatea primăriilor din această țară au nevoie de fonduri de la centru ca să evite falimentul. Guvern, Consiliul Județean, bani de la centru, cum ar veni. Și ai putea crede că asta ar impune primarilor ceva mai multă disciplină și responsabilitate financiară. Dacă trăiești pe datorie permanent, te gândești, băi, nasol. Dar ia ca nu, ba din potrivă, tamam pe dos. Păi dacă tot vin banii de la Consiliul Județean și de la Guvern, ce rost are să ne zgârcim cu cheltuielile? Ne dau uia. De acord. Sunt niște propuneri de reformă radicală prin care aceste localități ar urma să fie lăsate să dea faliment totuși dacă nu reușesc să-și pună stăpânire pe propriile bugete. Dar așa ceva nu poate trece, mai ales în anul preelectoral. Așa că, de ultimele sărbători de iarnă, înaintea alegerilor locale din primăvara viitoare, unii primari cheltuiesc boierește, ca și cum de asta ar depinde realegerea lor. Și poate că și depinde într-o oarecare măsură. Iar dacă nu, măcar au făcut ce trebuia pentru prosperitatea personală. Pentru fericirea localnicilor. Care vă să zică? Iată câteva exemple compilate de colegii de la Digi24 și de colegii de la știrile Europa FM. Comuna Jucu din județul Cluj, 4.000 de locuitori, aici iluminatul de sărbători va costa 360.000 de euro. Și 210. Adică 1,74 milioane de lei. Adică o medie de aproape 100 de euro de cap de locuitor. Eu presupun că locuitorii din Jucu știu și sunt cu toții de acord să dea practic câte 100 de euro fiecare ca să vadă luminițe de Crăciun în comună. Merită. 100 de euro, poți să te duci la un festival frumos. Da, mă, dar o să se vadă Jucu din spațiu. Da. Se merită. În comuna Valea Lupului, din județul Iași, cheltuielile pentru iluminatul festiv s-au triplat anul acesta față de anul trecut, de la 45.000 la 125.000 de lei. Subțire. O investiție absolut necesară, n-avem nicio îndoială. S-au și scumpit toate alea, Vlad. Da. Și le dui mai serios? La Oradea, costul iluminatului festiv pe durata sărbătorilor a crescut de la 200.000 de euro anul trecut la 230.000 de euro anul acesta. Creșteri peste tot. Bă, da, chiar apropo, că acum mi-a picat fisa. Ce să o facem cu ledurile de până în pe altul? Adică se depozitează. Se depozitează și ele se țin bine. Adică de ce nu ar face schimburi între orașe? Da, ar fi o idee. Bă, fii atent, îți dau reni, îmi dai ceai. Noi avem delfini. Nu vreau delfini anul ăsta. Da. Bine, hai că îi dau mai departe și să dea între ei. Dăm trei iepuri pe urs. Da. Nu, serios, tu ziceam ce cantități de leduri se folosesc pe tâmpenia asta? Delfinul e rar. Da. Merge așa. Două rațe. Cu rotițe. Iată. Băi, nu, eu știu că se depozitează toate ghirlandele, și se împachetează frumos și după aia se folosesc anul următor. Sunt puține primării care le-au cumpărat propriu-zis. Cele mai multe le închiriază. De unde afacerea e în fiecare an. Asta pe vremuri nu era valabil. Da. Și la București, mă, se închiriau de mult. Da, dar le schimbau de la un an la altul, era, nu stai seama, nu știi că se aștepta 1 decembrie, sau da, mă rog, ciofi, la ce o da drumul. Și primăria spunea, noi nu le cumpărăm, plătim doar, nu știu, plăteau curentul sau ceva da, de genul sigur. Ăsta. Și, de fapt, tot costul era băgat în... Da, dar mergeai pe maghierul, nu vedeai. Deci, dacă erai la volan, nu vedeai de luminițe. La Constanța, primăria plătește 900.000 de euro pentru luminițe. Ăștia barosani. Bă, oraș bogat. Da, mă. Nu simt constanțenii un milion. Exact. Vine acum vara, Mamaia, de acolo taxe. La Vaslui, oraș sărac, dar tot se găsesc 155.000 de euro. La Cernavodă, anul trecut, luminițele au costat un sfert de milion de euro. Deci la Vaslui, luminițele costă mai puțin decât și pagalul ăla? Da, mă. Ce chitroși. Da. Da, evident, pe primul loc în campionatul cheltuielilor cu luminițe, la mare distanță de competitori, capitala României, București, unde primăria generală va plăti, aici sunt mai multe cheltuieli. Odată luminițe, odată se face și târg de Crăciun, unde se pun oricum și luminițe. Adică de la Târgul de Crăciun, primăria generală o să plătească 7 milioane de lei. Sau, cred că 7 milioane jumate pentru Târgul de Crăciun, din care, conform primarului general Nicușor Dan, vom recupera 3 milioane jumate. Deci nu vom recupera 4. Dânsul matematician înțelege valoarea cifrelor și numerelor și felul în care le pui în propoziție.
Deci a făcut declarații, a zis, costă 7,5 milioane, dar recuperăm 3,5. Deci nu recuperăm 4, da. Domnul primar. Iar pentru luminițele propriu-zise, iluminatul festiv, pe Magheru, pe Bălcescu, pe unde o să mai fie, pe Chiserev, pe Aviatorilor, primăria va plăti anul acesta alte 5 milioane de lei. Și interesantă și evoluția acestor cheltuieli, că poate vă amintiți că domnul primar Nicușor Dan a venit păturnantă cu austeritatea la primărie, a zis... Domnul, când a câștigat în primul an, n-au fost luminițe deloc. Da, sau au fost doar așa, simbolic. A zis, nu ne putem permite, sunt o grămadă de bani, aiurea, nu știu ce. Deci fiți atenți declarația domnului primar făcută ieri despre cum au evoluat aceste cheltuieli. În trecut am alocat puțin sub 2 milioane și anul ăsta alocăm 5. În 2019 s-au alocat 21. Bucureștenii ne-au cerut și le răspundem. Adică am avut o perioadă în care am pus ce aveam prin depozite montate de către compania de iluminat. În fiecare an mi s-a spus că nu este suficient și anul ăsta o să închiriem și o să și cumpărăm de suma aceasta. Hai că ușor, ușor se dă pe brazdă. Nu-ți dai seama. Deci, dacă ne-au cerut bucureștenii, eu am înțeles. Asta e, la voluntari, doamna Firea își roade unghiile. În momentul ăsta, mamă, s-a prins ăla, cum să face? Ce dracu faie? Deci, de la două, puțin sub 2 milioane, așa, da, acum da. 5 milioane, e adevărat, în 2019 erau 21, mai avem. Dar calea e, drumul e... Îți dai seama dacă la vară câștigă alegerile ce o să fie la anul da, de Crăciun? Deci, înțelege, bă, așa se face. Practic, către 21 de milioane. Acum, să ne înțelegem. Eu nu spun că nu trebuie făcut ceva, ceva. Adică, nu, e, asta este spiritul sărbătorilor. Am văzut că și domnul Ciolacu s-a enervat foarte tare. Că ce, că așa e. Trebuie să trăim, domnule, trebuie să trăim. Da. Sigur că trebuie să trăim. Nu vreți să trăim pe banii dumneavoastră, domnul Ciolacu, și nu pe banii publici. Adică, hai să trăim, să mai trăim și pe banii voștri, nu numai pe banii noștri. Dar, bun, deci trebuie făcut. Numai că în unele din aceste locuri, ghirlandele luminoase care sunt puse pe stâlpi, peste străzi și așa mai departe. Foarte frumos. Dar ele sunt foarte periculoase. Nu peste tot. În unele locuri sunt periculoase rău, pentru că merge omul cu gura căscată să le admire, stă cu capul dat pe spate așa să vadă, ia uite bă ce ghirlande, nu știu ce, și cade în gropile din străzile neasfaltate cu anii. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.